O țară întreagă îl știe deja pe Cristi și pe câinele, îl știu deja pe Cristi și pe câinele care trage cu putere de cizma unui sătean amețit de aburii alcoolului. Însă, ce se întâmplă atunci când locul patrupedului este luat de un om? Hai să vedem! Chiamă-mă, bă, Cristi, bă! Cristi! Bă, Cristi! Cristi a reușit să creeze o adevărată isterie în întreaga țară. Toată lumea a încercat să-l întreacă pe deja celebrul bărbat aflat sub influența licorii lui Bahus și pare că cineva chiar a reușit. În noile imagini nu apare niciun câine, dar cel care ține locul patrupedului pare că mușcă și mai tare decât animalul din filmulețul original. Așadar, un tânăr s-a pus în patru labe și a început să muște isteric din cizma adversarului și să-l smotocească de mama focului. Cu sticla de băutură în mână, domnul anonim îl strigă cu disperare pe Cristi ca să-l salveze din colții ascuțiței fiorosului om care joacă rolul câinelui. Cei mai mulți au spus că acesta ar fi trebuit să fie adevăratul film. Chris.